După oficierea unei scurte slujbe religioase, corala seminarului teologic a oferit unul dintre momentele programate la festivitatea de ieri, înainte de mult așteptata paradă militară. De obicei, defilarea era precedată de discursuri din partea reprezentanților administrației locale, fapt care nu s-a mai întâmplat ieri. Înainte de paradă, autoritățile au premiat câștigătorii tradiționalului concurs de istorie organizat de Fundația Mareșala Verescu. 600 de militari au defilat apoi pe Calea Eroilor, urmați de o parte din tehnica aflată în dotarea Diviziei 2 Infanterie Getica și de autospeciale ale MEAI. Primul detașament de defilare din acest an este format din drapelul de luptă și cadre militare ale comandamentului Diviziei 2 Infanterie Getica, echipați în ținuta combat forțe terestre. Unități participante la misiunile din teren de operații din Balcani, Irak și Afganistan. Structurile Ministerului Apărării Naționale încheie defilarea pedestră cu prezentarea ținutelor istorice și a drapelelor de epocă, urmate de un detașament de militari din cadrul Batalionului 3 Geniu, general Constantin Poelaru, echipați cu ținuta Regimentului 48 Infanterie, ce reamintește de tradițiile militare ale poporului român. Grupul 4 EOD al Diviziei 2 Infanterie ne prezintă autospeciala de intervenție 4x4, blindată pe șasiul Urovanta S3. Autospeciala EOD MRAP Cougar este un vehicul blindat destinat transportului unui echipaj de 5 militari și echipament la intervențiile EOD și de asemenea câinile de serviciu antrenat în detectarea de substanțe explozive. Cei mai mici dintre participanți au fost și cei mai încântați de paradă. Bine, fericire, bucurie, ne bucurăm de vremea frumoasă, parada militară. Prima paradă? A doua. La prima era mai micuță, acum e mai mărișoară. S-a speriat puțin de fanfară, dar i-a trecut acum. Îmi place foarte mult, mai ales mașinile. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mașinile și avioanele. Ai văzut și avioanele? Da. Știi ce zi este astăzi? 1 decembrie. Și este ziua? României. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Papier. Să rămână, cu ce gânduri întâmpina ziua națională? Gânduri foarte bune, să fie pace și liniște în țară. Ce ți s-a părut cel mai frumos la paradă? Armata și toți soldații. Și care mașine și căței. Ce sărbătorim noi astăzi, Antonia? Ziua României. Bravo. Ți-a plăcut parada? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult la paradă? Mașinile și oamenii care... care a trecut. Ai văzut avioanele? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Avioanele cu mașinile. Bravo. Ce sărbătorim noi astăzi? Ziua României. Bravo. Ce ți-a plăcut cel mai mult la paradă? La avioane, la mașini și la oameni și la câini. Defilarea a fost completată de formațiile de avioane militare care au survolat Calea Eroilor pentru ca apoi unele dintre aeronave să zboare către capitală, unde au participat și la parada de la Arcul de Triumf. Mii de buzoieni au ales să petreacă de Ziua Națională pe Calea Eroilor. Distinși participanți, vă prezint onorul, muzica militară a Diviziei 2 Infanterie Getica. Gracias por ver el video.
Parada din acest an a durat 20 de minute.